Ok, hei, sunt Tequila și vreau să vă spun că se întâmplă ceva foarte tare în liceele din țară. Prima competiție de robotică din România, mai exact First Tech Challenge. Ai noștri au câștigat deja o grămadă de premii în afară, deci era cazul să avem și noi competiția noastră. Poate vă speriați când auziți de roboți, dar e mai tare decât pare. Eu deja sunt pregătită să mă duc prin licee să văd care e faza. Dacă e să știu un lucru despre mine, acela este că nu mă pricep la științe exacte. Tocmai de-aia am venit direct la sursă ca să aflu informații despre roboți. Și azi vreau să intre pe cei de la Mihai Viteazu despre ce e vorba. Telefonul ăsta comandă toate motorașele. E programat să comande restul sistemului. Și ce l-a programat? O să miște un pic. Tot ce vreau asta să fac este să ridice niște bile să dea sus. Și dacă... Gen, în timp, după ce faceți robotul ăsta, puteți să-mi faceți mie un robot să facă micul dejun sau să-mi aducă halatul la baie sau... Vino tu să-mi explici, pentru că nu înțeleg nimic. Nu poți să intre pe chestia asta. De ce fac asta? Care poate fi ca noi să adunăm cât mai multe puncte în concurs. Ok. Ne-am înscris într-un concurs. Concurs? E, de fapt, dita mai competiția. Pe bune, sunt 800 de elevi, 51 de echipe și 33 de orașe. Eu deja am emoții. De unde pornește robotul ăsta? E un buton care face o magie. Ce se întâmplă? Ce pleacă? Ok. Aici vrei loc. Dar acum mă pasionează super mult ideea de echipă la voi. Ne-am gândit. Cine ar putea face programare? Cine ar putea asambla? Și așa am ajuns la echipa. Și cine e cine? Eu sunt Ionuț. Numele meu este Laura. Eu sunt Iulia. Eu sunt Mihnea. Iar eu sunt Bogdan. Mă ocup de parte de marketing și management al proiectului. Fac parte din echipa de programare. Eu sunt Raluca. Sunt la partea de asamblare. Eu sunt în mare parte proiectant și mai mă amestec înțeles și la asamblare, pentru că dacă eu îl gândesc, mai dau indicații. Deci, ca să ne înțelegem, oamenii ăștia trebuie să proiecteze, să programeze, să asambleze și să manevreze un robot și să se și înțeleagă între ei în timp ce fac toate astea. Eu mă cer cu mine când trebuie să-mi aleg o pastă de dinți. M-am teleportat în alt liceu. Sunt foarte curioasă ce fac cei de la Spiru Haret acum. Hai să vedem. Eu cred că o roată din dreapta o să-i pice oricum. Hai din față. Mă numesc Florescu Alexandru și mă ocup de echipa de proiectare. Eu sunt David Moga, am 15 ani și sunt în echipa de media. Eu sunt Dan Nicolae și sunt șeful pe echipa de asamblare. Eu mă ocup de echipa de programare. Am început robotul prin a-l proiecta, prin a face ansamble de piese, am ajuns să printăm piesele 3D și... Treaba noastră a fost să programăm robotul, să facem toate motoarele să meargă. No, în mare noi l-am gândit să se poată mișca în față, în spate, să se întoarcă stânga-dreapta așa. Dar voi mai faceți teme după ce faceți, adică sunteți în stare să faceți roboți, dar asta e cam temă la muzică. Ceva în genul? Da, păi, na, eu, Marius, Alex, suntem a 12-a și pe noi ne stresează și bac. Da, ce să fac doi roboți? Uite, echipa celor de la laser. Hai să vedem ce informații putem culege de la ei. Vreau și eu să știu ce faceți. Momentan legam coață acești scripeți. Deci a mers? Da. Și ne aplaudă nimeni? Vezi, asta înseamnă să înveți chestii în timp ce le faci. E ca mersul pe bicicletă, doar că e cu roboți. Eu sunt Monica Mihai, am 17 ani și sunt de la laser. Eu sunt păcurarul Alice și sunt coordonatoare și programator. Eu mă numesc Tinca Iulia și proiectez robotul în Creo. Eu sunt Tănase Mirona, am 15 ani și lucrez în echipa de marketing. Salut, sunt Bențe Robert, sunt programator. Ne mână în principal o pasiune foarte mare. Am zis că trebuie neapărat să mă înscriu. Bucuria noastră cea mai mare a fost când am primit kitul și imprimanta 3D și tot. Dar până atunci ne bazam pe întrebări, ne întrebam cum o să fie, ce o să facem, ce o să primim. Trași trebuie să apeși lui. Știi ce grea e? Ne-am păsat.
și apoi îl controlăm cu un joystick, știi, ca la jocurile. Ok. Ca la FIFA, știi? Vai! Frate, hai să jucăm o FIFA! Una din dificultățile cu care ne confruntăm la momentul de față este faptul că avem destul de puține piese. Săptămâna trecută s-a desfășurat mai mult cu montat robotul pe parcursul zilei, a doua zi dimineață de montat, montat din nou până seara, de montat din nou, de vreo 4 ori. Nu, ce să zic, ne mai certăm și fiecare vine și spune punctul de vedere, facem două variante, le testăm pe ambele, dacă merge bine, dacă nu la fel de bine, dar n-ajungem să aruncăm chestii după noi. Calea amiabilă, am înțeles. Da. După ce lucrezi 3-4 luni la un robot, ajungi la concurs de dimineață și vezi că nu-ți merge cum te așteptai să-ți meargă și ce decizi? Să folosești niște bandă adezivă și s-a rezolvat tot. Și ciocanul. Ciocanul rezolvă totul. Coci și ciocan? N-ai zice că poți să faci cu ele roboți. Frate, copiii ăștia au niște idei geniale. Toate lucrurile din jurul nostru au devenit atât de bazate pe tehnologie, încât programatorii sunt aproape indispensabili. Ei dau viață lucrurilor care sunt în jurul nostru acum. Da. Și eu dacă vreau să mă apuc mâine de roboți, cu ce încep? Păi trebuie să-ți comanzi un kit de piese și să te uiți la tutorialele de la FTC și poți să te apuci chiar de mâine fără să ai pic de cunoștință. Și poți să-l trimiți pe ăsta pe Marte? Am ajuns în templul roboților, a.k.a. The Hub. Hai că data viitoare o să ne jucăm mai mult, o să alegem nume, logo, slogan, o să fie super fun! Eu mai am de învățat, dar ei trebuie să fie gata până în martie, când e finala. O să se întreacă la Polivalentă. Hai că o să fie tare!